Bun găsit! Problemele în aprovizionarea cu medicamente au început încă din sezonul trecut al infecțiilor respiratorii, însă în ultima perioadă s-au acutizat, spun reprezentanții farmaciilor independente din România. A început școala, copiii merg la ore, e o perioadă în care, în mod normal, infecțiile respiratorii sunt din ce în ce mai dese, iar creșterea solicitărilor este de undeva cu 50% mai mare față de anii anteriori, spun reprezentanții Agenției Naționale a Medicamentelor, o creștere ce nu a putut fi anticipată. Însă problemele sunt pe lanțul de aprovizionare. Ne spuneau puțin mai devreme cei de la Agenția Națională a Medicamentului că, de exemplu, un depozit din România în acest moment are o solicitare de livrare de o cantitate de 3 ori mai mare față de cea care ar urma să intre la noi în țară în zilele următoare. De asemenea, probleme sunt nu doar din cauza lipsei aprovizionării, ci cei de la fabricile de medicamente din România atrag și ei de mai multe luni un semnal de alarmă privind creșterea prețului la energie și spun că ar putea să ajungă chiar și în imposibilitatea de a produce medicamente generice la noi în țară. Reprezentanții farmaciilor spun că sunt din ce în ce mai dese momentele în care pacienții intră în farmacie să ceară anumite medicamente și ca acestea să nu se regăsească în stocuri. Iată principalele declarații pe care am reușit să le luăm în acest caz. De foarte multe ori, pacienții sunt fie puși în situația de a căuta din farmacie în farmacie medicamentul de care au nevoie, fie de a se întoarce la medic pentru a li se prescrie un alt medicament care poate trata afecțiunea respectivă. Este deosebit de importantă intervenția autorităților pentru a asigura necesarul de medicamente nu doar pentru acest tip de infecții, dar pentru foarte multe patologii în care ne confruntăm cu lipsa de medicamente. Creșterea pe care o vedem la orice categorie de produse ne uităm, dublată de disponibilitatea redusă a materiilor prime, și aici nu vorbesc neapărat de substanțe medicamentoase, cum a mai fost cazul, mai ales de alte produse necesare procesului de fabricație, care poate părea banal, dar vorbim despre carton, folie de PVC, aluminiu, sticla pentru flacoane, afectează în principal medicamentele ieftine, cele care sunt necesare și sunt utilizate de un număr mare de pacienți. Situația stocurilor este într-o continuă dinamică. Dacă ne referim la antibioticele, în special de uz pediatric, disponibilitatea la nivelul farmaciilor în acest moment este foarte redusă, deși există anumite stocuri la nivelul depozitorilor și ce încercăm pe termen scurt este să ajutăm la redistribuirea acestor stocuri în piață acolo unde este într-adevăr nevoie.